Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Vom profita de faptul că ultima perioadă ne-a ținut mai mult prin case sau pe lângă case. Starea de urgență, mai apoi starea de alertă, ne-a făcut să ne obișnuim, să ne adaptăm cu statul în casă. Și atunci cei mai mulți dintre noi își doresc ca statul acasă să fie din ce în ce mai confortabil. Ei bine, citeam o statistică zilele trecute și spuneau cei care au făcut statistica că față de anul trecut, din perioada martie-iunie, numărul de amenajări interioare și exterioare s-a dublat. De ce? Pentru că foarte multă lume a constatat, adaptându-se cu această situație, că trebuie să fie cât mai confortabil locul în care lucrează, pentru că, iată, și după starea de urgență, foarte mulți dintre noi au preferat să rămână tot acasă cu lucrul sau, poate, angajatorilor s-au gândit că e mai bine să lucreze de acasă, e și mai confortabil și scutesc foarte mult timp și foarte mulți bani, de ce nu? Haideți să aflăm împreună cum facem statul acasă cât mai confortabil și vorbim acum despre amenajările pe care le putem face în funcție de situație, de la caz la caz. Pe mâna specialiștilor mergem de data aceasta, pentru că deși noi avem foarte multe idei, s-ar putea să ne coste mai scump decât ceea ce ne prezintă specialiștii și eu l-am invitat alături de mine pe domnul Adrian Grosu, peisagist. Bună și bine ai venit! Adrian, spune-mi dacă și tu ești de aceeași părere cu ceea ce citeam eu zilele trecute în statistică, faptul că din ce în ce mai multă lume s-a adaptat către confortul de acasă, chiar dacă este vorba de orele de lucru. Da, fără doar și poate sunt de acord cu tine. Și asta ți-o zic din experiență proprie, pentru că și eu, atât angajații noștri, cât și eu am stat mai mult pe acasă. Stând acasă, trebuia să fac ceva. Și am început să restructurez casa în care locuim, și interior și exterior, inclusiv grădină. Acum sunt mai multe categorii de oameni. Cei care lucrează de acasă și își dau un mai mare interes, sunt cei care dau mai mult randament lucrând la birou sau în diferite locuri de muncă unde sunt înconjurați de colegi, sunt impulsionați, sunt motivați. Sau poate ambele. Absolut. Nu suntem toți la fel, suntem diverși, ceea ce este extraordinar de bine. Pentru că știu din experiența proprie că eu m-am readaptat cumva, m-am reinventat și încerc să fac cât mai multe lucruri de acasă. Am văzut că se poate. E adevărat că îmi doresc confortul meu de acasă să fie cel puțin la fel de bun cu cel de la birou sau de la lucru. Și atunci e foarte clar că vrem să schimbăm ceva, pentru că dacă până acum veneam acasă seara și plecam dimineața la ivirea zorilor, ei bine, nu aveam timp nici măcar să vedem dacă e bine sau nu e bine acasă. Era acasă și atât. Puneai capul pe pernă și dormeai liniștit. Acum, totuși, stând acasă, încercăm să ne compartimentăm cumva zona casei. Așa că sunt persoane care, deși merg la birou, poate merg mai rar decât o făceau înainte și au amenajat biroul acasă. Absolut, da, de acord 100%, pentru că acum această criză care a fost, foarte mulți au lucrat de acasă, mulți angajatori, și asta ți-o spun din experiență proprie, da, activând în domeniu, având multe cunoștințe în domeniu și nu numai, mulți s-au gândit să renunțe la spațiile comerciale, birouri, săli de conferință, absolut tot ceea ce aveau și lucrează de acasă. Reducând și cheltuielile, practic. Absolut, reducând cheltuielile 100%. Problema este ce facem cu cei care ne reprezintă, cu cei pe care avem angajați, pentru că, din păcate, din fericire suntem toți diferiți, cum îți spuneam, dar din păcate românul este cam obișnuit să fie urmărit. Practic la un angajat ar mai trebui un paznic, între ghilimele, da? Lăsând deoparte gluma, concluzia este că sunt persoane care se adaptează și dau randament mai bun de acasă, se simt mai bine, se simt în confortul casei proprii, alături de copii, alături de cei dragi, și sunt cei care nu se pot adapta, care le trebuie o comunitate
Și cred că diferă și de profilul de activitate. Până la urmă, nu toate joburile pot fi pretabile muncii de acasă. Absolut. Cum e la tine? Tu ai o firmă de amenajări, de peisagistică, interior, exterior, și ai angajați. Ai tăi cum se adaptează sau nu se adaptează de acasă? Absolut, nu pot lucra de acasă. Sau pot lucra de acasă făcând exact ceea ce am făcut eu, amenajându-și casa sau la un vecin, o vecină, o bunică, un bunic, sau făcând voluntariat, ajutând prin cunoștințele care le-a obținut în timpul care a lucrat la noi sau anterior, punând în practică ceea ce a învățat. Acum știi cum e. S-a terminat, încet, încet încercăm să revenim la normal. Bun. Pentru că spuneam că totuși perioada asta pentru unii dintre noi continuă și încercăm să ne facem plăcută zona de acasă, zi-mi, te rog, care au fost cerințele clienților din ultima perioadă în ceea ce privește spațiul interior al casei? Ce și-au dorit? O altă compartimentare sau poate o optimizare a spațiului? Pornim de la culori. Da? Poți folosi cam orice culoare îți dorești, nu? În ambientul în care locuiești, atâta timp cât o completezi cromatic. Da? Alegerea culorilor, când vine vorba de o lucrare mai particulară, în schimb, este o sarcină mai complicată, mai ales dacă nu te pricepi chiar așa bine la combinații. Este complicat pentru că toate elementele pe care le vei folosi în amenajările interioare trebuie să fie în armurie cu culorile alese pentru decorat, pentru zugrăvit acești pereți. Îți dorești o schimbare în locuința ta, însă nu știi de unde și cu ce să începi. Păi așa, aici intervin specialiștii. Exact, pentru că românul e obișnuit, s-a stricat o priză, o repară el. Nu prea e ok, dai cumva, iese rău, nu e nicio problemă, dar în momentul când intervenim la instalații electrice, sanitare. Instalații sanitare, instalații de gaz, nu recomand. Da. Acum știi cum e, noi am fost învățați așa și poate vechiul regim ne-a format așa că stâlpul casei, de obicei domnul în speță, se pricepe la toate. E vorba de instalația electrică, o repară el. E vorba de cea sanitară, o repară el. Mai trebuie dat cu trafaletul pe undeva, se bagă. Și ne întrebăm după asta de foarte multe ori de ce ne simțim obosiți, de ce poate confortul nostru psihic nu este la capacitate maximă, de ce uneori suntem stresați, poate pentru că nu știm să adaptăm cromatic, așa cum spuneai tu ceva mai devreme. E într-adevăr o sarcină dificilă și e bine să o lăsăm pe mâna specialiștilor, chiar dacă ni se pare nouă așa din ochi că dă bine. Ok, așa este. În general, amenajările interioare ale caselor, ale apartamentelor, ale locuințelor, să spunem, da, sunt foarte importante, deoarece ele nu trebuie să contribuie doar la un aspect vizual plăcut al casei, ce ar trebuie să-ți dea confortul, da, confortul în care tu te simți ok, în care te simți bine. Există mai mulți factori pe care trebuie să ai în vedere atunci când reamenajezi o locuință, deoarece nu trebuie să te concentrezi doar pe detalii sau pe imaginea de ansamblu, nu? Ar trebui să găsești un echilibru benefic ție, da? Între cele două aspecte. În cuvinte simple, să te simți bine în casa ta. Ce recomanzi celor care își doresc să reamenajeze spațiul de locuit? Adică de unde ar trebui să înceapă până la final? Pentru că știm cu toții cam în mare ce ne-am dorit să obținem. Problema e că nu știm de unde să începem. Absolut. De asta existăm noi pe piață, nu? Și sperăm să existăm în continuare. Primul pas. Clientul ne trimite pe e-mail, nu? Sau WhatsApp, sau nu vreau să folosesc... Acum există posibilitate tehnologică, sigur că da. Deci, practic, clientul ne trimite pe e-mail schița imobilului pentru a vedea ce și cum vrea să execute, da? Vedem schițele imobilului pe care dorește să-l amenajeze pentru a primi o ofertă de preț. Pentru că facem și voluntariat, și o știi foarte bine, da, da. Dar trebuie să ne plătim angajații, sigur taxele, că da, sigur. Da? Nu vorbim despre taxe, că ne doare deja capul, da? Deci primim această schiță a imobilului, da, pe care el vrea să-l amenajeze, primește o ofertă de preț pentru proiectul de design interior și în cel mai scurt timp
specialiștii noștri îl vor contacta pentru o discuție mai detaliată și eventual pentru stabilirea unei întâlniri. Ofertele de preț facem atât design 2D cât și 3D, da? De exemplu, ofertele de preț pentru proiectul 3D sunt personalizate. Se stabilesc în funcție de suprafață, în funcție de stilul de amenajare ales. Hai să vedem care sunt noutățile cu care ne întâmpină anul acesta. Ce anume este, știu eu, poate în trend anul acesta? Ce anume sfătuiești tu să schimbe clienții în această perioadă? În această perioadă, da, repet, totul pornește de la culori. Sunt culori care se îmbină, sunt culori care nu se îmbină, dar culori care nu se îmbină pentru un non-conformist pot crea un efect vizual pentru el. Apoi dacă vin niște musafiri și își pun mâinile în cap, contează și nu contează. Da, păi până la urmă te gândești de foarte multe ori că nu musafirii îți plătesc facturile la casă și atunci dacă tu te simți bine și confortabil așa cum e la tine în casă, e absolut, suficient. Absolut. Mulți dintre noi, din păcate, se gândesc la ce o să spună lumea, ce o să spună colega de serviciu când o să vină la o cafea, ce o să spună verișoara, ce o să spună mama, da? O să spună că sunt nebun, că sunt nebună, da? Deci folosesc niște cuvinte mai dure, dar asta este realitatea. Repet, important e să te simți tu bine în confortul tău, în căsuța ta. Cu atât mai mult cu cât observ că spațiile sunt din ce în ce mai generoase din acest punct de vedere. S-au început a se construi centre rezidențiale cu spații generoase. Cu atât mai mult, marea majoritate a celor tineri încearcă să migreze cumva spre zona metropolitană, spre periferia Iașului, acolo unde, la fel, există posibilitatea de a-ți crea un spațiu locuibil generos. Crezi că aceasta va fi tendința și în următorii ani sau poate, știu eu, din cauza crizei financiare și a resurselor din ce în ce mai limitate, lumea se va restrânge la posibilități? Absolut, absolut da. În ce privește criza financiară care există, criza care a fost, criza care o să urmeze, e doar o lozincă din punctul meu de vedere. Da? Este criza atunci când stai acasă și nu vrei să muncești. Pentru că nu există, se găsește de lucru. Noi avem nevoie, de exemplu, în perioada asta de 3 persoane, da? Un șofer, un muncitor calificat și un muncitor necalificat. Nu găsim. Avem anunțuri. E o problemă. E o problemă pentru că omul sună, bună ziua, în legătură cu anunțul, da, ce salariu dați, da? Deci prima oară te întreabă câți bănuți îi oferi, cât el... Nici nu știe despre ce este vorba, da? Nu vine la un interviu, nu trimite un CV. Primul lucru care te întreabă, cât îmi dai? Deci criza pe piața locurilor de muncă e și de o parte și de alta, pentru că, da, sunt foarte mulți absolvenți cu studii superioare care nu găsesc în domeniul lor. Pe de altă parte, iată, sunt și foarte mulți angajatori care și-ar dori fie persoane calificate, fie necalificate și nu găsesc persoane care să se angajeze. Absolut, da. O să deviez puțin de la subiect. După cum știi, am fost titularul, da, am avut un call center în limba italiană pentru diversi ani, 3 ani, 3 ani și jumătate. În acest call center în limba italiană lucrau 10-12 persoane, da? Vreau să-ți spun că în 3 ani și jumătate de zile s-au perindat 420 de persoane, deci am avut 420 de contracte de muncă, da? Asta nu pentru faptul că eu sau un team leader s-ar fi comportat anormal. Asta nu pentru că nu am fi plătit salariile la timp sau nu ne-am fi ținut de ceea ce am spus și ceea ce era stipulat în contract. Lumea nu este obișnuită să lucreze cum era, de exemplu, înainte, da. Ieșea la pensie de la același loc de muncă. Sau lucra 10 ani, sau lucra 3 ani, 5 ani. Deci pur și simplu primeam CV-uri, da, lucrat înainte, 3 ani, 3 luni
în cutare loc, 3 luni în cutare loc, 3 luni în cutare loc. E logic că îți pui un semn de întrebare. E o migrație a forței de muncă, asta este foarte clar și e vizibilă nu de acum, ci de 10-15 ani. Absolut. Din momentul în care centrele mari, fie universitare, cum e cazul Iașului, fie centre comerciale, au început să se dezvolte din ce în ce mai mult și atunci posibilitățile și ofertele de angajare erau din ce în ce mai mari. Evident că nu contestă nimeni faptul că e bine să-ți vezi cât mai multe variante, dar poate e bine și să ai o stabilitate până începi să prinzi experiență în domeniul respectiv. Nu se poate peste noapte. Ori generația ce vine din urmă vor mulți bani, vor comod și vor repede. Absolut, da, eu sunt de acord. Eu pot să dau mulți bani. Deci eu pot să remunerez o persoană cu mulți bani. Acum depinde ce înseamnă mulți bani din punctul lui de vedere. Dar trebuie să știu și ceea ce face. Da? Deci au 8 clase, 10 clase, nu au mai lucrat niciodată, cât salarii îmi dați? Cât de puțin? E logic că tu vrei cât de mult, da? Haide să venim, pornim de la un salariu minim, ajungem undeva la mijloc. Stai o lună de zile, vezi, e ok, poate nu e ok pentru tine, nu putem fi toți preoți, nu putem fi toți peisagiști sau operator call center, da? Suntem diverși, cum spuneam. Vino, arată ceea ce poți, da? Și apoi facem un act adițional, negociem în funcție și de comportamentul tău, pentru că e simplu luni dimineață când tu aștepți oamenii să vină la servici, da, să onorezi lucrările pe care le ai, să te sune și să spună n-a sunat ceasul, am fost în club. E o problemă asta a angajatorilor în România? Absolut, da, pentru că el dacă nu vine la servici, ok, face o cerere de concediu fără plată pe cea zi, nu este remunerat, dar angajatorul plătește taxe la stat pentru acea zi. Da? În plus, care înseamnă 40-50 de ori. Asta înseamnă penalizări la finalizarea lucrării pe care tu te-ai angajat deja să o faci. Nici n-am mai pus în discuție așa ceva. Da? Deci și apoi nu vine o zi, nu vine două, nu vine trei. Sun, nici măcar nu răspunde la telefon. Da? Dar nu generalizăm. Da. Sunt persoane și persoane și persoane. Avem angajați care se îi pot numi angajați model, care sunt cu noi de 4-5 ani de zile, spate în spate, da? Și la bine și la rău. Am comunicat când a fost o problemă, am discutat-o, am negociat-o și am rezolvat-o și am mers mai departe. Comunicarea e răspunsul. Să revenim la lucrurile frumoase, zic eu, adică la ceea ce înseamnă un spațiu primitor, un spațiu optim în locuința ta. Și vreau să te întreb dacă ai avut, știu eu, poate niște pretenții foarte mari de la anumiți clienți, care au fost acestea, din experiența pe care o ai cu lucrările anterioare. Care crezi tu că este cea mai dificilă sarcină a unui, știu eu, om care încearcă să-ți decoreze interiorul casei? Dificultăți sunt, din păcate sau din fericire, la orice lucrare. În orice dificultate încercăm să învățăm, da? Nu suntem perfecți, dar tindem către perfecțiune. Învățăm. Eu, de exemplu, merg când un client mă cheamă, merg eu personal, când arhitectul e prins cu alte treburi, merg eu personal. Pentru că ceea ce văd eu, ideile care le am eu sunt sfânte din punctul meu de vedere, pentru că eu știu ceea ce, da? Ce vrei. Mă consult cu clientul. Clientul spune vreau așa, vreau așa, vreau așa. Ok, îi dau 3, 4, 5 variante. Eu la toți le spun așa aș face eu. Dumneavoastră plătiți, dumneavoastră sunteți cel care recepționați lucrarea, dar eu, din punctul meu de vedere, aș face așa. Le dau 3-4 variante, pentru că nu poți să-i dai omului o variantă și să-i impui, practic. Da, la un moment dat am avut o doamnă, dacă nu greșesc, ori din Valea Lupului, ori din Radio, foarte nonconformistă. Și am fost la lucrare, că ea vrea nu știu ce, că ea vrea stuco venețiano, că vrea coloane îmbrăcate în foiță de aur. Am înțeles exact ce vrea și am spus, doamnă, facem în felul următor, o să fac o aroganță. Lăsați-mă să vă fac ceea ce... Am profitat de faptul că doamna a plecat 2 săptămâni de acasă, asta înainte de pandemie. Lăsați totul pe mâna noastră, nu vă fac niciun preț. Când reveniți peste 2 săptămâni,
Îmi spuneți dacă vă place. Dacă vă place, merg pe sinceritate și apelez la bunul simț al dumneavoastră. Dacă vă place, ne plătiți. Vă fac factură și ne plătiți. Dacă nu vă place, vă dăm totul la alb cum am găsit. Da, e o variantă riscantă pentru un antreprenor. Am riscat, dar am știut. Era un risc asumat. A meritat. Asta e foarte bine. Păi, hai că ne-am făcut așa o idee cât de cât despre ce înseamnă interior. Luăm o scurtă pauză și revenim la exterior.